Bun găsit, rău n-ați nimerit, sunteți la judecata de acum și ne vedem aici cam fiecare seară de joi, de la 8 până pe la 9. Și pentru că trăiți în România, desigur, știți probabil deja că astăzi nu putem avea alt client la judecată decât președintele românilor, deci al nostru, Klaus Werner Iohannis. Salut, Ovidiu! Salut, împăratul, cum te regele! Cum te simți în România, președintelui Iohannis? Păi, pentru că în momentele astea chiar trăim România președintelui Iohannis. Multe din întâmplările publice ale ultimelor zile, ale ultimelor săptămâni sunt meșterite, sunt făurite după mintea și dorința acestui om, aș spune eu, cocoțat la vârful statului român, într-un moment cum nu se poate mai prost. Te-aș contrazice cu partea cu mintea, că nu știu dacă ceva care nu există poate să genereze ceva. Da. Păi, ce să zic, mă simt prost. Bine, probabil că și sunt în multe momente, în multe ocazii, dar acum nu mă simt neapărat eu prost, cât mă simt rău pentru că văd ce se întâmplă. Mi se pare că oamenii ăștia au luat-o pur și simplu razna, ne arată niște lucruri care nu există și ne spun, uite, există. Nu știu, toată povestea asta a ajuns într-o zonă în care suntem nu că sfidați. Am senzația că urmează să iasă cineva dintr-un televizor sau din spatele unui televizor și zică, aia bă, că am glumit, știi? E o butaforie, știi? Ca la teatru, da, vedem niște elemente așezate pe scenă, doar că ele sunt cartoane care ascund recuzita din spate. Da. Păi hai să o luăm cu începutul, da? Avem săptămâna asta... Prima săptămână, primele zile, deja le-am bifat cu guvernul Câțu, Superman, Microman, cum vrei tu, guvern minoritar. Mă rog, deocamdată nu e minoritar. Minoritar, pardon, scuză-mă, mă gândeam. S-ar putea să ajungem și la minoritar. Da, guvern demis. Avem, practic, Pohta ce-a pohtit președintele atunci cu Congresul în pandemie, pentru că din nou simt nevoia să spun asta. Toată povestea asta este, de fapt, se întâmplă sub pandemie. Se întâmplă în pandemie, într-o situație în care România este la un maxim pe care nu l-a mai avut niciodată până acum în ăștia aproape 2 ani, în care e nevoie mai mult decât oricând de coerență, de coordonare, de politici publice într-o țară complicată. Mi-e teamă că s-a aratat fereastra asta cam pe la începutul anului. S-a aratat de multe ori. Și cu totul de pe la finalul primăverii, începutul verii, de când echipa câștigătoare, Florin Câțu, a intrat cu totul în campania internă în partid, lăsând deoparte și pandemie, și vaccinare, și alte chestiuni presante, cu girul, desigur, al președintelui Iohannis, care a vrut cu tot din adinsul să scape de Ludovic asta Orban. Asta spun, da, pohta ce-a pohtit. Ăsta e elementul pozitiv, dacă îmi dai voie să găsesc și un sfert de bilă albă. Nu sunt deloc un fan al lui Ludovic Orban. Dar nu e nimeni, Doamne iartă-mă, cred Ludovic că... Orban, da, pe de altă parte mie îmi pare rău, acest partid cu garnitura asta de lider cel puțin, da, cu Bode, cu Gorghiu, cu Turcan, cu Flutur, cu Rareș Bogdan, prim vicepreședinte, nu? Da. Ar fi trebuit să meargă la hârdău cu dejecții al istoriei condus de Orban. Păi, ar fi asta, trebuit... asta ar fi fost bine. Nu, dar ar fi trebuit să facă o copreședinție. Exact, da. Ca pe Câți vremea Gorghiu ducă... Blaga, dacă ți-aduci exact, bine aminte, da. Cei doi la oaltă ducând PNL-ul spre culmile mizeriei sau da, spre hăul. E o culme a mizeriei într-o culme înspăimântătoare, apropo de pandemie. Cumva ar fi trebuit orice om sănătos la cap, ar fi accelerat buna guvernare, dacă vrei, într-un context atât de nasol. Ar fi fost invers proporționale, nu? Dimensiunea da. Catastrofei pandemiei
cu dimensiunea catastrofei mentale din establishmentul politic. Uite, la noi ce sunt direct proporționale, e ceva înspăimântător. Hai să nu mai discutăm la condițional optativ, ce ar fi fost, ce n-ar fi fost, ne uităm la ce este. Hai să vedem. Ce este, este un guvern Florin Câțu demis în momentul de față, cu un record de voturi absolut, împotrivă. Absolut, nu s-a mai pomenit așa ceva. Bun, sigur, nu prea putem să... Dacă e să fim cinstiți noi cu noi, că până la urmă de asta ne-am adunat aici, da. Circumstanțele sunt mereu altele la demiterea unui guvern. Nu putem totuși să nu luăm asta în calcul, dar în același timp putem să o punem undeva așa, să ne facem că ne uităm la ea, dar să nu ne uităm și să aplaudăm faptul că a picat cu 281 de voturi în Parlament, ceea ce este huge. Nu s-a mai pomenit așa ceva. Nu s-a mai pomenit, din ce știu eu, niciodată până acum nu s-a pomenit să pice o moțiune cu zero voturi împotrivă, zero abțineri. Da, dar știi ce a înțeles președintele Iohannis din toată această întâmplare? Că oamenii sunt răi și nu vor să meargă la braț cu guvernarea corectă, reformistă a premierului Câțu, căruia desigur că președintele Iohannis continuă să-i sufle în pânze, chiar și după congresul PNL. Glumeam înainte să intrăm în emisiune, poate că ar fi bine să-l ia acasă, dacă se poate. De ce? E o alegere potrivită? Îl duce, îl plimbă pe la Sibiu? Nu cred că... Nu pare genul domnului Iohannis care să admire, nu știu, oameni care vin mai clătinându-se acasă. Na. Adică trebuie o formă de răspundere, da, dacă uite, ți-asumi tutela. Are acum nevoie de cineva să-i păzească eventual medalia. Da, da, da. Bun, hai să o punem un picuț în context. Da? Deci a picat guvernul. În zilele în care guvernul pica un spital, un alt nou spital în România ardea cu un număr totuși important de victime. Nu, nici nu știm dacă au rămas 7. 7 au rămas, nouă. După știința mea, 9 s-au anunțat inițial, da, s-au repliat la 7. Putea să fie chiar și o singură victimă. Absolut. Simpla idee că arde un spital de infecțioase, în plină pandemie și exact. Că este al treilea mare spital în ultimele 11 luni care arde în România, ar trebui să dea fior pe șira spinării. Și sigur, să reprezinte momentul ăla care ia guvernarea de haină și o scutură. Da. Băi, treziți-vă, adică se întâmplă lucruri și practic tot baletul vostru politic e pe lângă nevoile cetățenilor. Păi tu vorbeai de medalie, de, nu știu, mi-e rușine să-i spun tinichea, pentru că înțeleg că e o distinție onorabilă pe care a primit-o acest domn, dar la gâtul lui, pentru mine, cel puțin, este o tinichea. Pentru că mi se pare că i-a fost acordată pentru toate motivele incorrecte, eu totuși trăind aici, în țara asta și văzându-i priceperea într-o administrație. O să ajungem și la medalie. Avem și niște imagini, vedem ce s-a întâmplat la Aachen. Păi hai să le punem, să punem imaginile. Okay. Imaginile astea se suprapun cumva. Președintele este aclamat, aplaudat și se suflă în, mă înțelegi, în timp ce la Constanța niște oameni își plângeau părinții, își plângeau surorile, frații, am văzut tot felul de imagini în astea care te mănâncă pe dinăuntru, știi? Dacă oamenii ești s-au dus, Da, sigur. Da. Păi e un atribut important și din ce în ce mai rar constatăm asta. Deci președintelui nostru care făcea așa, o să vedem acum, făcea așa tâmp, așa, și făcea în rest când era pe partea procurorilor, așa, îi cântau Quartet de Coarde și sigur Tomescu cu Vioara și așa, în timp ce la Constanța oamenii plângeau rudele care au mers să-și caute sănătate și au găsit moartea aia cruntă. Și după ce același președinte Iohannis declarase cu gura lui falimentul statului român. Da. Declarase, dacă mi-aduc bine aminte, exact declarația, că statul a eșuat. A eșuat, da. Bine, dar plutind așa cumva deasupra acestei asta, realități. Eu am zis că, de fapt, așa mi-am început eu spusele în seara asta cu...
faptul că nu e președinte omul, este împărat, sau este, adică e din altă sferă, el nu, vezi chestia asta? Uh-huh. A spus-o atunci, după aia, după povestea cu dărâmarea guvernului, a spus politicienii inconștienți sau ceva de genul ăsta, el din nou extrăgându-se așa ca cu o gheară de macara, de, el e în poveste, el e parte din poveste și e, după părerea noastră, sau nu știu cumva noi asta, o să încercăm să acredităm astăzi, ca idee, omul ăsta este responsabil, pentru că el este responsabil, inclusiv prin această zisă susținere pe care o acordă acestui faliment cu picioare care este Florin Câțu, da. E responsabil, el este responsabil. Bine, putem să apelăm ce... și la fapte de anul trecut. Absolut că da, absolut că da, când îl susținea pe guvernul meu, nu pe Ludovic Orban. În campania electorală pentru parlamentare, știm care a fost o altă mare discursul catastrofă, președintelui. Da. Ne uităm, hai să punem, 30 hai să de secunde te rog, la imagini. Te rog, te rog. Uite... Eid quasi. Du bist einer der glühendsten Verfechter dieser Grundsätze und deswegen möchte ich dir für dein Engagement danken, für deinen unschätzbaren Beitrag, denn du bist für die Seele des europäischen Einigungsprozesses unerlässlich. Herzlichen Dank und meinen Glückwunsch. Eine sehr freundschaftliche Rede von Charles Michel. Über Klaus Johannes und auch über Europa und die Stärkung der Sicherheit, der Verteidigungsstärke in Europa. Dafür hat er nochmal ganz stark plädiert. Und auch ein bisschen ist er auf die, ja, die Eigenschaften von Klaus Johannes eingegangen. Man sagt ja Klaus Johannes nach, dass er geradlinig, bodenständig, zuverlässig ist und so auch dem europäischen Prozess sehr viel nutzt, weil er da immer als gern gesehener einiger dabei ist. Jetzt wird der Karlspreis verliehen. Die Oberbürgermeisterin Sibylle Kolpen und der Vorsitzende des Karlspreisdirektoriums Jürgen Linden werden jetzt den Preis verleihen. Er besteht aus einer Medaille. Auf der Medaille ist vorne das älteste Stadtsiegel Aachens aus dem 12. Jahrhundert mit Karl. Na, ce părere ai? A primit... Uite, o să... Tai sunetul și putem să-l mai privim pe președinte. Da. Vezi că e... Așa. Acum e bine. Da. Da, ce să... L-am văzut. L-ai mai văzut pe președinte atât de zâmbitor? Făcând așa. Da. Știi că de obicei are postura asta serioasă, așa, imperială, ca să te citesc pe tine mai devreme. Aruncător de palton, da. Acum, aici era foarte bucuros. Era foarte bucuros, pentru că era o dita mai ceremonia în cinstea lui. Nu știu, n-aș vrea să mă duc în filozofie și în asta, dar uite, mă întreb ce treacu în capul oamenilor ăstora de pe afară. Uite, mi-amintesc cum ambasada Franței îl decora cu palma academic pe... Pigmeul ăsta de la... Pe Sorin Câmpeanu. Câmpeanu, ministrul, ministrul educației, pardon. Totuși, omul ăsta a fost pupilul lui Oprea, a fost în aia, ASSN, mizeria, și eu să vede pe el că, adică nu este o capacitate, să vede că de-abia leagă două vorbe. Sigur, e mai bine decât alții, dar a primit asta. Acum, omul ăsta, chestia asta înaltă, primește, înțeleg, repet, o distinție onorabilă. Pe mine mă face să râd. Mi-e foarte că îmi vine să-i spun tinichea, farfuriuță. Vreau să precizez un lucru care, mă rog, poate fi important în context. Suntem jurnaliști, e important să ne uităm la fapte. Trebuia să primească anul trecut, în mai, acest premiu. Da. Deci este laureatul acestui premiu Carol cel Mare, acordat de orașul Aachen. E o comisie acolo care, mă rog, ia în discuție posibilii laureați. Trebuia să-l primească anul trecut, a venit pandemia, s-a amânat ceremonia din mai anul trecut în octombrie anul ăsta. Eu m-am uitat pe motivația pe care a dat-o această comisie. Ei spun acolo ceva legat de faptul că Iohannis și că este un stâlp al statului de drept într-o zona Europei în care vedem tot mai mult naționalism și tot mai multe state iliberale, dacă vrei. Iar eu când am văzut descrierea aia cu stâlp al, eu m-am gândit la fanionul ăla de la golf, știi, pe care îl pui ca să vezi unde e gaura, mai ales când ai de la distanță, că nu poți să vezi
gaură, că de-aia e gaură. Da. Și atunci îi spun, e un cetățean care pune un steguleț, așa, un par, nu știu cum să-i spun. Ăla, acolo e stâlp el. Și mă rog, ar mai putea fi stâlp în postura de schi, dacă se uita cineva la noi dintre oamenii care schiază. Bun. Probabil că se... Motivele pentru care Europa sau niște oameni din vestul Europei au decis să-i dea acest premiu lui Klaus Iohannis sunt o parte a discuției. Nu, dar sunt importante. Sunt importante, ok. Și dacă, și da, dacă i-au decernat acest premiu, hai să ne uităm totuși la contextul în care se găsea totuși președintele României la momentul respectiv, că asta ne arde pe noi. Absolut. Dar și folosesc de asta, o frază... expreve verbul ăsta că da, ardea, că ne ardea spitalul, da, da, chiar ne da. Ardea la propriu. Perfect de acord cu tine, dar în același timp simt nevoia să insist asupra chestiei astea cu încă o frază. Pentru, ok, în mai anul trecut, pentru ce? Pentru ce? Ce a făcut omul ăsta? Astăzi are 7 ani de președinție, atunci avea 6. Ce a făcut? Insist, întreb, a bătut-o pe Dăncilă ca să iau încă un mandat? Păi a jucat singur. A dat un exemplu de președinte care ține la justiție corectă și imparțială. Da, în afară se spun câteva lucruri și despre justiție acolo, înțeles. Apropo de statul de drept. În afară de acel moment în care s-a dus peste guvern atunci cu povestea cu elefanții și așa, da. Care sigur, da, a fost, dar nu cumva e cam puțin. Repet, noi nu suntem Norvegia, nu suntem un stat așezat, sănătos la cap. Noi avem crize, suntem un pomp... Ar trebui să fie președinte un fel de pompieraș, așa, care să meargă, să medieze, să stingă, apropo de ars, da? Ovidiu, lucruri. De unde a plecat toată povestea cu retragerea USR-ului de la guvernare? Nu de la justiție? Exact. Nu de la demiterea ministrului justiției Stelian Ion? Exact. Noi aflând ulterior, chiar de la Stelian Ion, că existaseră niște frecușuri între el ca ministru și președinte pe tema numirii procurorilor la marile parchete. Și mai știm că odată pe tema numirii procurorilor șefi, da, procurorilor cu funcții de conducere, și doi, pe baza poveștii SIJ. Da. Înțeleg că i s-a cerut lui Stelian Ion să renunțe la proiectul de... dezmembrarea acestei orori care este SIJ. Da? Am vorbit aici de multe ori despre SIJ și care e problema noastră cu SIJ. El a mimat de fapt niște ani de zile că aia e o oroare și că trebuie distrusă și n-a făcut nimic, practic. Nu a făcut nimic. Ăsta este omul. Ăsta este omul. Vorbim de toată anvergura lui de șef de stat, de poveștile din spate pe care le aflăm, nu, odată cu dar nu pentru că ni le-a spus Klaus Iohannis. Păi da, el nici acum nu ne... Poziția lui Klaus Iohannis a fost, apropo de tema asta cu justiția, că ministrul Stelian Ion n-a găsit calea corectă de a desființa SIJ și de a face reformă în justiție. Și noi am spus... Deși, paranteză, Klaus Iohannis ne spune, el a depus toate demersurile ca lucrurile să meargă bine. Păi eu zic altfel, pe fapte, că, na, cum ai spus tu, suntem jurnaliști, ne uităm la fapte. Dacă Stelian Ion are un singur, eu bănuiesc sau îmi place să cred sau să sper că are mai multe bile albe, plusuri în activitatea lui, dar și dacă ar fi unul singur, acel unul singur este faptul că a cerut opinia Comisiei de la Veneția, care a venit și a spus, da, domnilor, ce aveți voi acolo, circul ăla cu SIJ, aia nu trebuie să existe. În unanimitate. Da? Niște oameni, creierele în dreptul, nu știu, statului de drept pe planetă. Niște voci credibile, așa, să zicem. Dincolo de orice suspiciune și așa. Păi nu, spus... e importantă nuanța, pentru că președintele Iohannis nu ne-a spus nimic toată vara de acea adresă pe care a trimis-o Comisia de la Veneția și în care, sigur, a încercat să clarifice lucrurile chiar cu instrumentar juridic. Aflăm acum de la Stelian Ion că i-a spus că nu e ok povestea asta. Da? Am aflat chestia asta, da? E simplu. Da. Asta este omul. Acum, noi am zis astăzi, tot așa când râdeam mai devreme, când făceam sumarul, că avem în față ori un împărat, ori un fel de agent constatator, așa, știi? Omul
vine după căderea guvernului, despre care am vorbit, căderea, prăbușirea, implozia guvernului, având în vedere scorul, da? Vine și spune așa, domne, suntem într-o situație de dezastru. Este un dezastru. După care vine și spune, fac consultări săptămâna viitoare. Omule, păi nu zisești tu că e dezastru, adică... Ai văzut declarația de astăzi? Ai explicat un pic contextul acestei ziceri, spunând că a amânat consultările pentru săptămâna viitoare ca să-i lase pe politicienii din partide să se desfierbânteze. Baldre! Să piardă din... Yeah. A folosit cuvântul țâfnă. Aha, am văzut, da. Asta am văzut. A vorbit despre orgolii președintele. Da, da, da. A zis că e nevoie de aceste zile ca acești politicieni țâfnoși să se mai calmeze. Și să scape de orgolii. Și să vină, desigur, săptămâna viitoare la consultări. Dar a mai spus președintele ceva. Nu e deloc probabil că acele consultări vor da o soluție. Ba chiar e posibil ca ele să nu ducă nicăieri. Da, deci cumva președintele e pregătit să nu vadă sau să nu primească sau să nu ajungă la nicio soluție nici săptămâna viitoare. Păi da, dar hai să vedem. El vorbește, bun, nu mai zic de asta cu țâvna, el fiind autorul aruncării de palton la capotă, dar el zice să se liniștească lumea și să internalizeze așa puțin și să, sigur, să se mai răcească sângele, da? Zice-se de asta, a împins consultările peste o săptămână. Păi hai să... Îl contrazicem puțin, iarăși, factual. Ce am văzut noi astăzi? Ieri și astăzi am văzut alocări de 1 miliard și ceva dintr-un fond de rezervă al guvernului României, deci bani la dispoziția lui Microman Câțu, către primari pot fi citite în două feluri, cel puțin, chestiile astea, nu? Vorbim de, pe de-o parte, recompense pentru aderarea la echipa câștigătoare, da? După congres sigur trebuie să vină și plata pentru suport, pentru susținere, dar putem să o luăm și ca pe o formă de preînțelegere, nu? Haideți, bă, că uite, să poate. E pentru în primul că vedem, rând de contul necesar după congresul PNL. Am înțeles, dar în același timp uite, putem chiar am pus pe ecran această decizie prin care s-au alocat sume către multe primării din țară. De curiozitate am trecut prin câteva județe să văd care e situația. Și a remarcat un fenomen interesant, au scris despre el și colegii de la Europa Liberă și jurnaliștii de la G4 Media, cum majoritatea acestor fonduri s-au dus desigur către primării PNL și cumva ce se observă de pildă în așa numitele județe roșii, fiefurile PSD în general, fiefurile electorale ale PSD din sudul țării. Acolo vedem multe primării de la PSD care primesc în jur de 50.000 de lei, în vreme ce puținele, foarte puținele primării cucerite de PNL primesc de 10 ori, ba chiar de 15 ori suma respectivă. Deci avem 10 de primării în județele astea care sunt conduse de primar PSD și care primesc 50.000 de lei, asta înseamnă vreo 10.000 de euro, și avem câteva primării conduse de primar PNL care primesc 500.000, 700.000, 800.000. Da. Știi, Ovidiu, pentru că cumva nu vreau să discutăm doar de răul care li se face în general cetățenilor români prin acest stil de conducere Iohannis Câțu, putem să discutăm și despre răul punctual care se face prin aceste alocări, pentru că comunități conduse de primar PSD pur și simplu sunt date la o parte. Absolut. Sunt date la o parte, dar nu asta se va răsfrânge asupra calității vieții cetățenilor de acolo. Înțeleg de ce spui tu acum că mai degrabă e o formă de recompensă pentru ce s-a întâmplat la congres decât o formă de, nu știu, ademenire într-o viitoare formulă din asta de guvern minoritar susținut de pe PSD din Parlament. Da. Eu aș vedea totuși că lasă loc de discuție dacă mă uit la astea, și pentru faptul că, uite,
Înțeleg că primăriile conduse, primării importante, da, Brașov, Timișoara, conduse de USR, nu primesc niciun ban. Ca și când locuitorii de acolo sunt ciumați, sunt... Ok, bun, primarul a ieșit USR la Timișoara sau la Brașov sau la altele, înțeleg că și Alba sau nu știu, mai sunt niște mai sunt comunități exemple. Mai mari. Da. Păi nu se poate, măcar mimează, știi? Dar omul nu mai mimează nimeni nimic. Despre da. Asta e vorba. Ce încerc eu să spun, Ovidiu, e că nu e vorba doar de primării USR, e vorba și de primării PSD, chiar dacă de aceste primării mici. Sigur că găsim, înțeleg din ce au scris colegii de la Europa Liberă, că undeva în jur de 25% din primăriile de pe lista asta sunt primării PSD. Dar da, totuși, că... Ovidiu, stai un pic, hai să ne uităm la rezultatele alegerilor locale de anul trecut. Adică sunt multe comune din țara perfect asta de conduse de primar PSD. Asta înseamnă că din pricina aprigei bătălii politice, ele trebuie date complet la o parte în cadrul unei operațiuni de alocare, precum e aceasta din fondul de rezervă al guvernului? Hai să vedem ce avem pe masă. Avem o operațiune, cum spui tu, de alocare a unor bani care sunt în pixul premierului și exclusiv în pixul premierului. Premier care este acest Florin Câțu, pe care noi l-am încondeat deja tura trecută, de-aia dacă vi se pare că locolim, dar nu vrem să ne repetăm ca gibonii așa non-stop. Sau mă rog, vrem să ne uităm și la Păpușar. Exact. Nu da, doar da. La Păpușar. Ce e nou apropo de Câțu este că, apropo de cum s-a făcut chestia asta, da, alocarea asta din pix, care este exclusiv dorința lui, el a pus mâna acolo pe hartă, mânuța, că e mic, să spună el, dăm acolo. Omul ieri, când noi am avut 331 de morți de COVID în România, date oficiale, da, la o jumătate de oră după ce realitatea asta era comunicată public și cunoscută public, el a pus pe Facebook-ul lui o poză cu statuia aia, celebra statuie cu Superman care se înfige în pământ, care a fost adusă și la moțiune cu o zi mai devreme, cu un mesaj de genul PSD-iștii nici măcar nu sunt originali. Mm-hmm. Adică el atunci a aflat că există această statuie cunoscută de toată lumea. Da. Sunt, nu știu, poze cu prieteni de-ai mei care au făcut poză la această statuie în Germania. Da. Ăsta e omul. Cum să arate altfel alocarea, nu? Fiind o chestie pe care o face el conform unicului criteriu, voința lui. Așa arată. Vreau să mai spun o chestiune legată de aceste alocări. Pentru că vorbim de președintele Iohannis, același președinte ne-a spus că are totală încredere în guvernul Câțu și în faptul că alocările sunt corecte. Sunt principial corecte. Da, da. Deși noi ne uităm la o listă care, cum să zic, miroase de la o poștă a incorectitudine. Urlă la mizerie, da. Știi? Da, da. Totuși președintele, sfidând toată realitatea care poate fi constatată cu ochiul liber, iese suveran și ne spune am încredere în guvern, e o alocare corectă și desigur ea va contribui la dezvoltarea comunităților. Care? Comunitățile primarilor PNL care au susținut cauza echipei câștigătoare la congres? Păi atunci hai să împărțim țara, eventual mutăm toate primăriile PNL într-o parte a țării ca să fie mai simplu de gestionat și restul țării să trage o graniță și nu mai beneficiază nici de alocări și eventual nici de guvernarea Iohannis Câțu. Păi când a luat medalia, nu era el aplaudat și aclamat pentru unire, nu pentru dezbinare? Păi, unirea est-vest, nu est-vest. Unirea românilor conduși de peneliști cu românii conduși de pesediști, pentru că aici e clar că în capul președintelui Iohannis e o graniță peste care nu se trece. Asta constatăm, nu? Și apropo de eșecul statului, eșec invocat de președintele Iohannis, nu eșuează acest stat tocmai pentru că e bazat pe astfel de decizii și de politici? Nu e o parte a eșecului, inclusiv faptul că de decenii în România vedem stilul ăsta de alocări,
de favoritisme din banul public, Ovidiu, până la urmă, că oamenii ăștia nu vin cu bani de la ei de acasă. Evident. Nu sunt banii președintelui Iohannis sau ai premierului Câțu, sunt banii românilor colectați din taxe și impozite. Și românii care sunt conduși de primar PSD plătesc taxe și impozite. Și românii care sunt conduși de, la nivel local de primar USR plătesc taxe și impozite. Ba chiar sensibil aportul lor, pentru că, uite, vorbim de Timișoara, vorbim de Brașov, vorbim de alte câteva municipii importante totuși din țara asta. Înțeleg că cei mai mulți bani se duc către Constanța, unde este domnul ăsta. Nu, cei mai mulți bani se duc către Suceava și apoi către Constanța, okay, da, la nivel de orașe mari. La doctorul Flutur. La domnul Flutur, da, care doctor a susținut cauza Florin Câțu. Da, dar în același timp a avut și această efuziune, a fost aproape haios așa întâmpenia lui. A zis, domne, opriți Festivalul Democrației, că dacă mai ținem așa o lună de zile, murim dracului toți. Da. Festivalul Democrației s-a terminat, dar iată un nou model de democrație originală pe stilul Iohannis Câțu, că ne uităm la alocările astea. Da. Ăsta e efectul democrației post-congresul PNL. Da. Sigur, e o democrație pe care o deplângem, dacă pot să zic așa, și e, Ovidiu, cum să zic, un exercițiu de democrație care crește un partid precum AUR în momentul de față în România. Absolut, da. Asta este noi cumva suntem într-un context în care, un context profund românesc, dacă mă întreb pe mine, în care ne trezim într-o situație factual vorbind, trebuie să îl criticăm că n-avem altfel cum să facem pe președintele Iohannis, pentru că e complet rupt de realitate, sfidează realitatea prin ceea ce spune, dar ne găsim cumva în aceeași tabără cu oameni precum cei de la AUR care susțin tot felul de grozăvii. Exact, exact. E Vlad, este o reacție firească aproape a oamenilor mai puțin tăi în cap, apropierea de AUR, în condițiile în care este un partid antisistem total, sistemul fiind astăzi format din următorii. Președinte Klaus Iohannis, care spune că acest Florin Câțu, de exemplu, a luat cele mai bune măsuri, așa cum spunea el însuși acum ceva timp, iar premierul este Florin Câțu, care, uite, hai să ne întoarcem puțin la tragedia de la Spitalul Constanțean. În ziua nenorocirii, acest cetățean a ieșit, Florin Câțu, premierul României, a ieșit și așa cu o morgă, nu-l credeam capabil nici măcar de atât, dar măcar ca, arătare, a fost corect, a avut postura corectă, dar mesajul a fost o mizerie. A criticat managerul de spital, da? Și a cerut primarului să-l demită pentru că spitalul ăsta e în subordinea primăriei, în condițiile în care această doamnă avea un proiect depus la primărie pentru a îmbunătăți tocmai instalațiile care se presupune că au generat nenorocirea, da? Da. Și a mai cerut ceva. Deci, demiterea doamnei ăsteia, deși ea era cea care a făcut, iar primarul, cel căruia i se adresa cererea premierului de a o demite, era cel care a refuzat să facă proiectul respectiv, pentru că n-avea bani, nu? Așa au stat lucrurile. Sau l-a ignorat, nu știu dacă a refuzat. Da. A doua cerință a fost, n-a mai avut o cerință către cineva, pentru că a fost o măsură pe care a luat-o el însuși, să-l demită pe un domn de la o instituție din asta aflată în subordinea premierului, care se ocupă cu acreditarea și respectarea cu standardele de calitate în sănătate. Da. Da. Un cetățean care era probabil uitat undeva acolo de premier atunci când a făcut marea epurare a USR-ului din guvern, era un om pus de USR acolo, om care în momentul în care a fost demis a venit cu o hârtie, o hotărâre a premierului care spunea așa, în perioada stării de urgență și în toată povestea asta cu pandemia, să suspendă vizitele pentru acreditare și pentru verificarea condițiilor și așa, pentru că e nevoie de o minimă interacțiune a celor sănătoși și fără probleme cu spitalul. Deci el,
Asta i-a reproșat omului, că n-a făcut nimic, domne, în perioada asta de 4 luni de zile în care a fost șeful acestui comitet, acestei instituții. Ori tot el a decis că această instituție să nu facă nimic în perioada asta, deci să nu meargă în spitale. Da. Omul ăla a și spus, domne, culmea e că noi ne-am dus pentru că trebuia să mergem, trebuia să vedem, să dăm ok-ul pentru... Nu-mi dau seama, o chestie foarte tehnică și nu mă interesează să o înțeleg la detaliu. Dar, repet, în fața celor 7 morți, până acum, nu știu, de obicei știi că la incendii mai mor mai târziu oameni, urmarea arsurilor. Da, cum s-a întâmplat la Piatra Neamț peste tot anul trecut. Da. Mă tem că numărul a crescut și nu știm noi. Poate ar trebui să dăm și noi. Da, repet, din punctul meu de vedere, numărul nu e atât de important. Absolut. Putea să fie chiar și o singură victimă. Perfect de acord. Da, încercam să... Simpla imagine a unui spital mare, de infecțioase, repet, care arde în pandemie, mută măcar o parte din cetățeni în Curtea Aur și ne lasă pe toți în bătaia puștii. Nu i-ar muta în Curtea Aur cu mâna dacă reacția ar fi fost alta. Dinspre premier, de exemplu, da? Reacția, repet, a fost s-o dați afară pe aia, pe doamna manager de acolo, care a făcut niște lucruri, în sensul că a făcut ce trebuia să facă, s-a uzat primărie, că nu putea să vină ea cu bani de acasă, să schimbe țevile. S-a uzat primar și a zis, domne, haide să facem să schimbăm țevile. Și ăla i-a zis, nu, deci s-o dai pe aia afară și să-l dai afară pe un om căruia tu i-ai interzis să facă ce îi reproșezi astăzi că n-a făcut. Acolo suntem. Normal că reacția și nu faptul neapărat, faptul că ars spitalul, îi împinge pe oameni către Aur. Normal că reacția președintelui la... uite, ne zice Bianca, sunt 10 morți deja. E, Ovidiu, dincolo de acest front de inacțiune guvernamentală, mai este și imaginea asta simbolică a președintelui Iohannis, care merge să-și culeagă medalia. Să-și culeagă medalia. Uite, e un element important, am uitat să-l precizez. A tot apărut în presă la finalul săptămânii trecute că, vezi, doamne, președintele Iohannis a cerut un moment de reculegere la Aachen în memoria românilor morți în spital în incendiu de la Constanța. Știi când a cerut acest moment de reculegere? Da, e foarte important asta. Am citit la tine, zi tu. În ziua de vineri, președintele a fost decernat, i s-a decernat acest premiu, a fost laureat în cursul zilei de sâmbătă. Ei bine, înainte de decernarea propriu-zisă, a existat și un forum de discuție în ziua de vineri și acolo a cerut președintele acest moment de reculegere. For care n-a avut parte sub nicio formă de publicitate a evenimentului de sâmbătă. Absolut deloc. Asta și nici prezența acolo nu era. Sigur că prezența oricărui om e importantă, doar că la forumul de vineri nu era nici Martin Schulz, nu era nici Herman Van Rompuy, nu erau nici toți oamenii, nici Charles Michel, președintele Consiliului European, nu erau toți oamenii care au fost prezenți la evenimentul de sâmbătă și înaintea cărora ar fi fost bine ca președintele măcar să amintească de evenimentul de la Constanța. Ei bine, sâmbătă n-a mai făcut-o. În timpul ceremoniei sale de primire a acestei medalii, n-a mai pronunțat un cuvânt despre incendiul de la Constanța. Asta în timp ce discursul său, Charles Michel i-a transmis condoleanțe pentru incendiul de la Constanța. Păi, deci omul ăla a spus totuși ceva în momentul în care președintelui i-a venit rândul la vorbă, la pupitru, nu și-a mai găsit cuvintele, nu știu, păi nu pentru a spune loc, ceva, acolo era orice. Loc de ceremonie, nu era loc de din astea, de tristețe, de suspin. Acolo era loc de veselie, era el, lui era dedicată povestea, totul era în jurul lui, el este omul ăsta. El nu este era om... nicio secundă de pierdut să ne... edificarea propriului soclu. Exact, să ne amărâm gândindu-ne la niște oameni care probabil că nici nu fuseseră îngropați până la momentul ăla, da? E bine, simbolistica acestei imagini e extrem de puternică și din punctul meu de vedere e definitiv dărâmătoare pentru aura prezidențială a lui Klaus Iohannis. Și... deci omul care merge să-și ia medalia aurită
în timp ce țara lui e în vrie, Ovidiu, și e în vrie și din pricina felului său, al președintelui, de a face politică în ultima jumătate de an în România. Păi, ca să mă limitez doar la povestea asta cu Câțu și Congresul PNL, deși putem să ne ducem mult în spate. Absolut. Vreau să mai zic ceva apropo de povestea asta politică, discuția asta sterilă, tâmpită, politica. Asta nu e politică, până la urmă ar trebui să însemne să faci politici publice. Oamenii nu fac politici publice, să ciondănesc prostii. Crește aur înspăimântător de tare pentru o țară care vrea să uite spre vest și spre ideea de stat de drept și de, nu știu, până la urmă, progres, nu? Că asta vrem. Nu vrem neapărat să ne întoarcem la bordeie și la daci. Vrem să avem, nu știu, și autostrăzi. Și nici măcar la epoca PRM, aș spune. Exact, așa. Ce mi se pare interesant este că, în ciuda unei conduite pe care au avut-o aproape de aplaudat în lunile din urmă, începând cu plecarea din guvern, acum sunt împreună sub brandul USR, nu crește. Crește însă aur. Probabil că nici nu va crește cu acest președinte nou ales, domnul Cioloș, care e într-o vrie, nu înțeleg, adică... Da, o să ajungem acolo, probabil în altă emisiune, că n-avem timp și aș vrea să trecem la povestea asta cu pandemia mai degrabă. Eu aș mai spune ceva, sau mă rog, te-aș întreba, dacă toți suntem la frontul ăsta de discuție cu aur, crezi că președintele simte vreo responsabilitate? Nu înțelege nimic. Pentru că discursul său din ultimele săptămâni e că dacă aur crește, atunci este exclusiv vina celor de la USR care s-au aliat pentru a da jos, iată, guvernul reformist Câțu. Adică președintele pare să nu înțeleagă că înlănțuirea acțiunilor sale din ultimele luni a produs inclusiv efectul ăsta de radicalizare a unei părți a societății care, ce să vezi, a picat în curtea aur. Da. Știi, nici nu trebuie să fii mare strateg politic ca să-ți dai seama, eu nu știu cine îl consiliază pe președintele Iohannis. Probabil că nu consiliază nimeni, pentru că dacă ar fi fost o formă de viață lângă el, alta decât el însuși, l-ar fi ținut în timpul poveștii astea pe care ce a făcut-o. Ce să-l țină? De medalie? De medalie, ce de ceva, nu știu, de ceva să-l țină, pentru că ce face omul ăsta, începând cu tâmpenia asta, cu criza mai întâi guvernamentală, ieșirea USR-ului și așa mai departe, după aia susținerea lui Câțu, ruperea PNL-ului, pare o mișcare din asta. Știi cum sunt găinile alea când le tai capul și înainte să moară, așa era pe vremuri când eram mic la țară, tăia capul și umbla găina aia, mai umbla jumătate de minut bezmetic, așa, și după aia cădea lată. Ăsta e omul, nu înțelege nimic. El nu înțelege că dacă, nu știu, până la urmă se întâmplă pohta ce au pohtit ceilalți, nu el, și ajungem la anticipate, s-ar putea să avem un USR cu 10% în Parlament, pentru că sub bagheta domnului Cioloș să doarme în front, pardon, după care o să avem un aur cu 25% în Parlament, moment în care s-a cam terminat cu șmecheria. Da, uite, Ovidiu, apropo de ce înțelege președintele Iohannis, eu cred că mediatorul nostru constituțional, de fapt, are un joc de sumă nulă, de sumă zero, păi cum se zice. Adică duce lucrurile într-un punct în care fie toți ceilalți acceptă varianta sa asupra lucrurilor și dacă nu acceptă, atunci să se ducă în hăul lucrurilor la braț cu aur și cu noi la oaltă, desigur, cu toată țara. Noi vorbeam mai devreme despre asta și ziceam așa, că în cazul, de exemplu, al turului 2, în care a fost cu Dăncilă, hai să zicem că atunci putea merge cu ideea unui joc de sumă nulă. Pentru că, na, aveai un vot și doi potențiali, da, nu știu, primitori de vot. Te uitai la unul care era, cum e lemnul ăsta, așa era el, adică nu puteam să vedem altceva acolo, nimeni nu putea să vadă altceva, și îl vedeam pe unul care totuși, nu știu, dar măcar ceva, știi? Da. Și în partea altă nu era nimic. Dar care atunci, chiar și în acel context, a dus lucrurile exact în această zonă. Bun, da. În care a refuzat
orice dialog cu contracandidatul și a organizat propria conferință de presă cu jurnaliștii. Adică omul a refuzat până la urmă să se prezinte în cadrul competiției electorale, tocmai cu ideea că n-aveți pe cine să alegeți. Oricum sunt singura opțiune. Mie mi se pare că cumva merge pe același stil de joc și acum, poate e singurul joc pe care îl știe. Păi data aici nu se mai potrivește jocul ăsta, măi, oameni buni, pentru că aici sunt mai multe centre, mai multe povești, e o sinusoidă care, nu știu, se mișcă, nu poți să fii atât de bolnav încât să încerci să aplici, nu știu ce să spun, legea gravitației la nu știu ce, că nu merge, nu e din filmul ăla. Asta spun, omul ăsta nu înțelege nimic și există riscul, așa cum na, și-a dorit guvernul lui și s-a dus la congresul ăla, după părerea mea, organizat profund ilegal, făcând un lucru profund ilegal față de legea care îl guvernează, și anume Constituția, pentru că a susținut un om, guvernul meu, omul meu, asta guvernului 10 zile, ca pe vremuri la mare. Atât a stat. Poate stă mai mult. Hai să nu o luăm înaintea lucrurilor, păi, vor fi consultări săptămâna viitoare. Vor fi consultări, dar factual, formal, până acum cel puțin, ce a spus el acolo pe scenă, cu gata, dăm drumul la prăjitură și se întâmplă, a durat 10 zile. Da, factual, ceea ce pare să facă în momentul de față președintele Iohannis e să ducă lucrurile spre un guvern minoritar. Da. Am văzut asta. Nu-și mai lasă niciun fel de altă portiță deschisă. Eu aproape că aș face pariu că după ieșirea de ieri și ieșirea de azi vom avea și mâine o ieșire, nu știu, la o tăiere de moți, la o ceva, că el e bun la astea să-și găsească așa de drum, vinerea verde, nu știu ceva, în care să mai facă un pas în încercarea de a ne îmbârliga, de a ne mermeli, să acceptăm varianta asta cu un guvern minoritar susținut de PSD din Parlament. Sigur, PSD mimând opoziția pe față, iar pe spate luând cașcaveaua, că despre asta vorbim. Bine, știi cum e, încercarea moarte mare, dar președintele Iohannis, cred eu, e acum într-o zonă de imagine politică complet dezastruoasă. Nu-l mai crede nimeni. Da. Am văzut amândoi în ultimele zile ce tip de reacții a avut pe Facebook la postări pe pagina sa de președinte, de președinte împărat. Am văzut acolo 30-40 de mii de reacții, 70% erau potrivnice. Da. Erau celebrele ha-ha-uri și angry, știi? Da, da, comentariile erau în proporție de 80%, 95%, 90% potrivnice. Da. Sigur, e un mediu care cumva în mod predilect înclină spre, fie spre fiefuri AUR, că ăștia sunt buni pe social media, fie spre fiefuri USR. Dar chiar și așa, dacă mergem la Focșani și întrebăm oameni pe stradă, președintele nu iese prea bine la judecata populară. Probabil că a enervat pe foarte multă lume deja. Foarte, foarte, foarte multă lume. Și depinde cum reacționează oamenii la nervi. Că uite, na, numai că te uiți la noi doi, reacționăm complet diferit. Da, nu știu dacă îl interesează foarte tare pe președinte, care oricum scoate din calcul orice scenariu de suspendare în momentul de față. Chiar am văzut că ea în derâdere s-a referit astăzi la chestiunea suspendării și a zis că e ceva cu cai verzi pe pereți, că e un scenariu fantezist. Eu nu că-mi doresc, probabil că o să ajung să și visez în câteva zile dacă o ține așa acest cetățean, la ștampila aia de la Demitere și te duci vreau să o dau așa, vreau să o dau în umăr așa. Hai să ne întoarcem un pic la pandemie, pentru că până la urmă hai să nu uităm, noi suntem acum în cel mai mare căcat, dacă îmi permiți franceza, în care am fost în anul ăsta și jumătate de când suntem în pandemie. Noi am avut ieri 331 de morți, o treime mai mult decât precedentul record. O treime. Deci noi am depășit recordul anterior cu o treime. Da. Ieri. 331 de morți. Între ei, nu știu, așa ca idee, știi, m-am răscolit puțin niște oameni, unul de 23, niște băieți, unul de 23 și unul de 24 de ani, fără comorbidități, nevaccinați. Care au murit ieri. Da. Păi, ne-a spus premierul toată vara că gata, hai bă că s-a terminat, avem vaccinul, hai,
Ne-a spus premierul în vară... Ne-a îndemnat la marea relaxare. Ne-a îndemnat la marea relaxare și ne-a spus că ok, acum hai, mergeți și voi și vă vaccinați. Săptămânile trecute certa, nu știu, influencerii, că să mai facă și influencerii campanie și să... nu? Asta da. Zicea. Da. O să fac eu la un moment dat aici demonstrația priceperii. Ne spunea că el nu este agenție de PR, nu? Guvernul României. Asta ne-a spus când la un moment dat... Ovidiu, dar nu doar premierul, și președintele. Președintele a avut în vară acea celebră declarație cum că succesul campaniei de vaccinare e atât de mare încât oamenii nu se mai vaccinează. Da. Știi? Da. Deși realitatea și cifrele care erau tot cifre oficiale la care suntem de un an jumătate îndemnat da. Să ne uităm la ele. Adică și nu la românii se uitau la statistică și ziceau bă, se vaccinează prea da, mulți, da. Nu mă mai duc și eu, da. Oricum se vaccinează 70%, n-are sens, o să scăpăm repede de pandemie, păi, nu mă mai simt împins la vaccinare. Hai să vedem, mă lași să... Da? Uite, premierul, de exemplu, a spus așa, domne, avem... Cum a zis, nu sunt eu agenție de PR, nu guvernul e cel care trebuie să cheme la vaccinare. Guvernul a făcut programul, cum se numește, programul Orașul Vaccinează Satul, nu? Da. Bun. Eu am avut această curiozitate și m-am uitat pe rezultatele acestui program Orașul Vaccinează Satul. Uite, am și eu niște presă locală, să știi, o pun pe ecran. Zi-l pe care îl ai ca să-l povestesc eu de aici. Avem Prahova, de exemplu. Avem Prahova. Prahova, frumosul județ din care mă trag, da? Da. La data de 12 august, campania asta a început la final de mai. Deci, după 2 luni și jumătate, în Prahova, fuseseră vaccinați în programul Orașul Vaccinează Satul, pe care l-am tot auzit menționat de premier, conform ziarului de Prahova, câți avem, ajutăm un pic, că nu găsesc pe ăsta, pe sărăcia asta de telefon. Avem, unde e, mă? 1697 de persoane. 1697, da. Deci, în 2 luni și jumătate, această campanie în județul Prahova a avut acest fabulos rezultat. 1697 de... nici nu-mi dau seama că aici scrie de vaccinuri. S-ar putea să fie, dacă, na, până la urmă e vorba de vaccin și rapel. Da. S-ar putea să avem doar 800 de oameni, că până la urmă noi nu... Ovidiu, hai să rămânem pe 1697. Da, da. Dacă vrei, zicem și 2000. Da, hai să zicem că... n-am o problemă, putem să o rotunjim. Poate o problemă de redactare a colegului care a scris povestea asta. Da? Deci, 2 luni și jumătate, 1700 de vaccinări, de persoane vaccinate, hai să o luăm așa. Ok. Cât înseamnă asta? Ajutați-mă voi, că v-am făcut umanul. Pe zi. Hai să zicem, deci am zis în două luni și ceva. În 60 de ani înseamnă cam 30 pe zi? Mai puțin. Păi 6 ori 3, da. 18. Hai să mergem hai să, așa. Hai să zicem. 30 de oameni pe zi. Eu nu știu să vaccinez. Dar eu cred că eu cred că aș putea să vaccinez și să conving, mergând eu cu mașina mea în sate, în Prahova, mai mulți oameni. Uite, de exemplu, în Prahova există Valea Doftanei, care e locul în care a deschis președintele anul școlar, dacă mai ții minte. Da. Președintele ăsta, împăratul. Eveniment pentru care s-a făcut scenă. S-a făcut scenă frumos, da. Pe vremuri, Valea Doftanei avea 5.000 de locuitori. Era, pe vremea Ceaușescu și niște ani după, din ce știu eu acum, na, legende de unde am crescut eu de la Câmpina, Valea Doftanei era cea mai bogată comună din țară. Era, na. Deci oamenii ăștia, prin campania Orașul Vaccinează Satul, dacă vaccinau numai în Valea Doftanei, ar fi vaccinat o treime, nu? Conform acestea. Da. Bun. Hai să mergem mai departe. Hai să zic eu ce am. Zim ce ai, te rog. Am monitorul de Cluj. Monitorul de Cluj. Ia să vedem. 1500 de persoane din mediul rural. O știre din ce dată, ajută-mă tu din nou, că tu ai tot, eu am doar o poză aici. Data este iulie 2021. Deci într-o lună, o lună jumate. Da. Da? 1500 de persoane.
La fel, putem să vorbim de un 30 pe zi, nu? Da. Hai să mai dăm și pe ultima și gata. Bă, dacă dați un Google orașul vaccinează satul campanie, găsiți toate astea, puteți să vă faceți voi. Uite, mai avem și Timiș. Mai avem Timiș, da. Cu Timiș, 3800 de 3800, dar oameni. În data de 19 august, deci la 3 luni. Da. La 3 luni. 90 de zile. 90 de zile. Deci la 90 de zile tot un 30... 40. 40 pe zi. Asta este campania cu care se laudă premierul. Campanie în care, e foarte important asta de spus, responsabili au fost cei de la DSP-uri. Noi am mai vorbit aici de DSP-uri, dar am ajuns noi doctori epidemiologi, înțelegi? Acest cocon pentru amante și nepoate, care sunt tot amante, dar așa li se zice ca să nu... un loc călduț pentru toate guvernările, exact. Care dar sigur ne-am fi așteptat în pandemie să se mai schimbe un pic paradigma, mai ales că, hai să ne amintim tot de o vorbă a președintelui Iohannis, care ne spunea anul trecut că eventual după ce scăpăm de pandemie trebuie neapărat să găsim soluții și pentru îmbunătățirea sistemului sanitar. Măcar această măsură putea fi luată chiar în pandemie și anume, da. Hai să nu schimbăm garniturile roșii cu garniturile noastre galbene ca să servim activul liberal de partid. Ceea ce, desigur, s-a întâmplat din plin la nivelul DSP-urilor anul trecut, sub luminata conducere a premierului Ludovic Orban și, desigur, din nou cu girul președintelui Iohannis. Da. Uite, ca să închid asta cu campania Orașul vaccinează satul, din ce știu eu, suntem cam 55-45 urban-rural în România, hai să zicem 60-40, s-or mai fi schimbat datele, nu am lângă mine acum. Ne spunea domnul Gheorghiță în 6 iulie, deci după o lună și jumătate cam așa de campanie, că au fost vaccinate 90.000 de persoane în campania Orașul vaccinează satul. În toată țara. În toată țara. 90.000 într-o lună jumate. Na, să facă lumea calculul și să vedem, na, dacă, hai să zicem că am fi... 10 milioane la oraș și 8 milioane la sat, nu? Da. Păi avem 1%. Cât peste 1%. Da. Într-o lună și jumătate. Noi având acolo 45% din populație. Păi și cum ni se mai pare... Păi n-are cum să ni se pară decât că e rău, Ovidiu. Păi da. Acum, întrebarea pe care ne-o punem, desigur, e de ce, deși factual lucrurile arată atât de rău, președintele iese la pupitru și ne spune ba că e bine, cum ne spunea în vară, ba acum în toamnă că e rău și tocmai pentru că e rău trebuie să ținem guvernul Câțu. Să ne agățăm de el cu toate speranțele noastre de a fi bine guvernați și în continuare. Hai să ne mai uităm la ceva, da? Guvernul Câțu, premierul Câțu întrebat de eșecul de peste vară al campaniei de vaccinare, ne-a spus cu tupeu, hai sictir, domne, ce noi nu suntem campanie de, nu suntem companie de PR, da? De advertising, de PR, de whatever. Ieri, cred, marea noastră doamnă Pistol, șefa Institutului de Sănătate Publică, a spus ceva de genul, n-am citat-o aici, domne, soluția să mai vină și de la cetățeni. Nu știu ce să zic. Da. Uite, eu mi-am uite, îmi dai voie să zic exact declarația domnului Pistol, că mi-am notat-o aici, o păstram ca rezervă pentru finalul emisiunii, celebra noastră rubrică Duhul Rău. Doamna Pistol a zis în felul următor, întrebată desigur de un jurnalist, ce vor totuși să facă autoritățile în această situație, cu sute de morți în fiecare zi, cu peste 1500 de oameni în terapie intensivă. Și a zis doamna Pistol, de ce să fie soluțiile la autorități? Nu trebuie să vină cineva să le dea nota redacției cetățenilor soluții. Mm-hmm. Asta e declarația doamnei Pistol. Păi uite, de exemplu, hai să vedem cum a comunicat instituțional statul român campania de vaccinare. Sigur, trebuie să, apropo de factualitate, premier era atunci Ludovic Orban, cealaltă rușine a PNL-ului.
Și uite, am aici un... uite, îl și pornesc un picuț. Ia. Acest mesaj este de interes public. Colonel Dr. Valeriu Gheorghiță, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activităților de Vaccinare. România este pregătită să asigure un mediu favorabil, un mediu sigur pentru fiecare persoană care dorește să se vaccineze împotriva COVID-19. Am organizat activitățile logistice necesare pentru stocarea, pentru distribuirea vaccinurilor la nivelul centrelor de vaccinare prin acțiuni sincrone și compatibile cu cele care se derulează în celelalte țări membre ale Uniunii Europene. Și eu mă vaccinez. Asta este un spot radio făcut în noiembrie-decembrie anul trecut, când ne pregăteam să vină vaccinurile și să începem marea vaccinare, da? Sigur, trec peste tâmpeniile spuse de colonelul ăsta Gheorghiță, care vorbește ca în care cazarmă, e un alt ales al președintelui Iohannis. Un alt ales al președintelui Iohannis. E pus cu mâna Iohannis chiar de președinte. Da, da. Și, na, omul zice și el acolo, cum zice, concorda, nu știu, folosește niște din astea, așa, de te doare stomacul, practic, te lovește, așa. Eu m-am vaccinat, dar nu m-a convins colonelul Gheorghiță. Da, exact. M-au convins alte argumente. Bine, eu cred că pe nimeni n-a convins colonelul Gheorghiță, dar mă rog, asta e altă discuție. Am pus asta pentru că, dacă ați văzut, începe o voce neutră de om, care este vocea unui post de radio. Chestiile astea nu mai există. Ele au fost date pe radio luni de zile. Eu le-am auzit în mașină de multe ori. Prima voce, cea care spune că acest mesaj este unul de interes public, este o voce din zilele noastre. După aia începe spotul. Spotul, dacă ai auzit, are o voce care introduce personajul care după aia vorbește. În cazul ăsta, colonelul Gheorghiță. O voce solemnă, așa. O voce solemnă, o voce de pe vremuri. Și eu, na, câtă ureche muzicală am eu, uite, hai să spun de unde am mai auzit vocea asta, vrei? Ia, stai așa să-i dau drumul iar ăstuia. Ia. Hai, mă. Cu prilejul anului nou vorbește tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iei filtrul de acolo. Asta era vocea. Pe cuvântul meu, dacă nu e aceeași voce. Uite, nu știu, dacă vreți, pun astea pe Facebook să se uite, să asculte lumea. Asta ne-a comunicat nouă guvernul. Asta și după aia ne-a comunicat-o pe aia cu ce e cu, o să bem cafea, cum e ce e în vaccin. Da. Cafeaua la interior și raza de soare și nu știu ce. Dar la oamenii ăia de la țară, în condițiile în care noi știm cum e țara toată, și la țară și la oraș, noi am făcut orașul vaccinează satul cu rezultatele pe care tocmai le-am văzut. 1%. 1% pentru 45% din oameni, da? Da. Adică nu sunt 2% din oameni. Așa. Da. E, uite, mă gândeam, e pragul către care pare să se ducă PNL în momentul de față, știi? Doamne ajută și măicuța Domnului împreună cu el, da. Mă rog, nu știu dacă ne ajută Dumnezeu foarte tare în situația asta, măcar pentru faptul că încă pâinea și cuțitul par să fie la președintele Iohannis. Da. Un om despre care, iată, vorbim de mai bine de o oră, da, am sărit de nou. Și în același timp, uite, pericolul aur, că vorbeam, păi cum să nu apară pericolul aur și cum să nu crească aur în condițiile în care tu, cu spitale arzând, în loc să ai măsuri urgente, tu ai alocările astea cu, practic, pe față, cu, da, dedicație, așa, suspenzi internările pentru afecțiuni altele decât COVID, suspenzi operațiile. Da. Poate cei care sau sunt printre cei care ne privesc, care nu știu că s-a luat această decizie, practic ne-am întors în starea de urgență anul trecut. Nu se mai fac internări obișnuite, dacă vrei, în spitalele din România. Ele sunt puse în slujba combaterii pandemiei. Pandemie care, simt nevoia să reamintesc, în vară nu mai exista. Pentru președinte nu mai exista, pentru premier nu mai exista, nu exista decât Congresul PNL. Da. La un moment dat devenise clar în ce fundătură sfârșește toată povestea asta de adormit copiii cu Congresul PNL.
Și astăzi, când vedem cu ochiul liber aceste efecte, președintele, deși începe să vadă pandemia, că ne avertizează asupra efectelor nasoale pe care le trăim, continuă să nege totuși realitatea din jurul său. Păi Vlad, dacă și asta doar ca să-l țină în scaun pe favoritul său, Florin Câțu. Astăzi Florin Câțu, atunci era Orban. Dar noi dacă voiam un observator, chemam pe cineva de afară, nu știu, în Norvegia, de exemplu, plăteam un avion 300 de euro, domne, veniți un pic. Sau, mă rog, veneam noi, uite, că da, și noi constatăm, avem forța de a schimba, forța politică, instituțională, de a schimba lucruri. Cum să spun, creșterea AUR vine din toate zmintelile astea de politică publică pe care noi le vedem. Vine din imbecilitatea aia cu dau hotărâre de guvern astăzi prin care exclud testații, pentru că, nu știu, probabil înțeleg eu că să fac manevre cu testele alea și să dau teste nasoale și nu știu ce, și atunci le exclud pe toate. Mergând, practic, contra ideii de certificat verde european. European, adică, exact. Contrazicând că restul în toată Europa au inclusiv această posibilitate. Da? Deci trecerea prin boală și testarea la câteva zeci de ore. Unii 24, unii 48, alții 72. Da. Da? Noi am scos asta. Evident că e o formă de îngrădire a unor drepturi pentru niște oameni. Evident că oamenii care sunt sceptici, apropo de pandemie, vor zice, aha, am înțeles, acum vreți să ne bagați în casă. Evident că avocatul poporului, nu suntem fani, nici eu, nici tu, din ce știu, avocatul poporului, am vorbit despre asta. Dar nu despre asta e vorba. Absolut, dacă femeia, adică orice, nu orice spune un om cu care nu suntem noi de acord e prost din start. Aici femeia are dreptate. Nu poți să faci asta. Vorbeam, nu știu, zilele trecute cu un medic care îmi povestea despre o situație punctuală a unor oameni care nu au putut să facă vaccinul, ori pentru că au avut boala, ori pentru că au tot felul de alte afecțiuni. Oameni care sunt cumva scoși din poveste, inclusiv personalul medical care e obligat să se vaccineze prin lege, altfel îi se taie dreptul la muncă. Oameni care nu sunt neapărat antivacciniști. Omul ăsta nu era antivacciniști. Au o situație particulară care îi împiedică și care trebuie să le pui la dispoziție un instrument legal. Adică, adică trebuie să faci politici publice, futu-ți premierul mătii. Nu? Asta trebuie să faci tu. Să faci politici. Mă gândesc, care sunt toate variantele posibile și care e răspunsul meu pentru o existență corectă față de ei și față de toți ceilalți. Suntem, Ovidiu, simt nevoia să reiau ideea asta, suntem mult peste acest, suntem trecuți cu mult peste acest orizont al lucrurilor. Nu pot să mai am o așteptare în momentul de față, suntem în octombrie 2021, vedem cum se mișcă guvernările liberale de aproape 2 ani de zile sub minunatul gir al președintelui Iohannis. Nu pot să mai am frontul ăsta de așteptare să se trezească dintr-o dată, să facă politici publice, să aplice niște principii corecte. Nu, acum bătălia e în faza aplicăm sau nu aplicăm ce dorește sufletelul președintelui Iohannis. Da. Iar sufletelul președintelui îl dorește pe Florin Câțu la Palatul Victoria. Și e dispus să facă orice pentru asta. Orice. Da. Statul român, dacă ne uităm la ultimele săptămâni, a fost pur și simplu incendiat de acțiunile acestui om. Da. Care se duce, își culege medalia, se mai întoarce în țară, mai ține câteva discursuri despre cât de răi sunt oamenii care merg împotriva soluției sale Florin Câțu pentru reformarea României, după care mai pleacă un pic, amână consultările, se întoarce săptămâna viitoare, nu e sigur că o să iasă ceva de acolo, în timpul ăsta crește un partid precum AUR, orizontul lucrurilor nici nu știu care e cu adevărat. Păi pentru nu că, mai e orizont, că pentru că acest om mai are niște ani de funcție. Da. Eu, cum spuneam, sper la o formă din asta de... Nici nu mă interesează dacă aderă la ea AUR. Nu mă interesează dacă aderă abjecția de PSD. Nu mă interesează asta. Aș vrea să fie suspendat acest om și măcar să ia contact din nou cu ștampila, pentru că dacă nu se poate ar așa fi ca ceva. Președintele Iohannis să te caracterizeze, ar spune despre tine că ești un țâfnos. Da, sunt foarte țâfnos.
Pentru că eu am o formă din asta de, nu știu cum să spun, de fiori pe stomac, pe șira spinării când văd 331 de morți. Înțelegi? În ziua în care văd 31 de morți, mi-e foarte greu să dau bani, dacă aș fi în poziția de a da bani primăriilor, nu, care m-au susținut pe mine cu o săptămână în urmă la congres, n-aș da bani în ziua aia. Că am, mi-ar cădea mâna de număr. Nu se poate așa ceva. Vezi, de aia tu nu faci politică. Da, probabil că de aia. Ovidiu, hai să trecem la duhul rău, ultimul segment al emisiunii noastre, că suntem deja aproape de 9 și 10. Pot să încep eu? Te rog. Spuneam mai devreme că aș fi ales-o pe doamna Adriana Pistol pentru superba declarație. Stricat. Nu, mi-ai stricat, dar mă rog. Oricum. O amintesc în contextul ăsta iar că practic ne împinge doamna Pistol la oaltă cu luminata conducere Iohannis Câțu să ne căutăm singuri salvarea. Da, ceea da, ce oricum știam deja, adică cumva doamna Pistol vine și ne confirmă ceea ce vedem cu ochiul liber. Dar chiar și așa declarația e... E o rușine, da. O rușine, da. Da. Chiar e un ridicol rușinos. Absolut. Un om care stă la masa guvernului României, care trebuie să vină cu răspunsuri și dacă întrebările stâmpite, guvernul trebuie să vină cu răspunsuri. Și nu trebuie să spună niciodată de ce vă așteptați. Hai, faceți voi. De la noi. Da. De da. Ce... Bun, atunci ridicați-vă de plecați pe scaune acasă, și plecați acasă. Da, da. Și nu am descurca acum. Că, acum, știi, nu ținem niște oameni doar ca să colecteze medalii, precum președintele Iohannis. Cel puțin nu ăsta e scopul meu. Păi nici al meu. Să trăiesc în România și să am un președinte care se duce și își culege medalia. Nici al meu, dar fii atent. Pentru cu totul alte motive, nici al lui Aur. Da. Înțelegi? Bun. Revin la duh. Spuneam de doamna Pistol. Uite, îl mai am și pe domnul Bode, Lucian Bode, tot parte din echipa câștigătoare pe listă, care a făcut o declarație care mi-a amintit de Marcel Vela în 2020. A spus domnul Bode, dacă mergi singur pe stradă, nu trebuie să porți mască. Deci, Ovidiu, dacă aveai cumva vreun dubiu că ești singurel pe stradă și nu știi cum să aplici politica guvernului, îți transmite domnul Bode că nu e cazul, singurel fiind pe stradă, să-ți pui și mască. Și dacă tot am zis de Marcel Vela, că mi-am notat aici, chiar mi-a adus aminte de o declarație a lui Marcel Vela din 2020, am avut și un om în geacă de piele dând super directive în pandemie, ne spunea domnul Vela în 2020, cumva similar, că îi vine unui om să strănute de la curent, este o chestiune normală, nu e ilegal. Ăștia sunt oamenii, Vela, Bode... De la ăștia vrem noi politici publice. Ăștia sunt cei care dau directiva în pandemie. Amândoi miniștri de interne, nu? Păi da, adică ministerul care ar trebui să aibă mâna de fier în situația asta, mâna forte, cu care să implementeze niște măsuri cu cap și cu bun simț luate de niște oameni sănătoși la cap, ca să nu mai moară 331 de oameni pe zi. Discuția pentru oamenii ăștia e dacă singur fiind pe stradă trebuie să spui sau nu mască. Eu te întreb... De-aia am și ales-o, știi? Da, 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 nu, am înțeles. Nu, eu te întreb pe tine că n-am curs să nu vorbesc așa de nebun. Evident că noi înțelegem amândoi aceleași lucruri la fazele astea, cel puțin. Eu am... Astăzi aș putea să aleg dintre foarte mulți. Aș putea să aleg... Lege 1. Dacă trebuie să aleg unul, o să-l aleg pe, totuși pe Câțu, îmi pare rău, dar asta este. Câțu cu povestea asta cu la 10, la nu știu, 40 de minute după ce s-a anunțat acel record înspăimântător. Omul era încă cu imaginea statuetei cu Superman, da, care era o, nu știu cum să-i spun, un fel de nu știu, zi-mi tu cum să-i spun, un soi de mișto la adresa lui, cumva, un fel de umilire, un fel de aia, și ego-ul lui, o zi și ceva mai târziu, asta avea de răspuns, da? Că au venit aia cu statuia în Parlament, asta a avut el de spus, deși cu 10, cu jumătate de oră înainte s-a anunțat să 331 de morți. El a pus statuia aia și a zis că nu sunteți originali. Adică a întors și a încercat să dea și el un pic o ștearsă. Cât a putut el acolo micuț fiind,
Da. A dat și el o ștearsă. Ce bine că suntem originale în materie de pandemie și atingem în fiecare zi noi recorduri. Asta e mizerabilul săptămânii pentru mine. Cum să spun eu, nu știu, aș fi avut ceva. Ți-am zis, exact în momentul în care încercam să scriu pe Facebook, uitați-vă acolo, a murit un băiat de 23 și unul de 24 de ani. Nevaccinat, sigur, dar fără comorbidități. Deci, teoretic, niște zdrahoni de bărbați, da? Fără probleme medicale. Că, ok, când sunt probleme medicale, evident, înțelegem cu toții cum funcționează acest virus nou. Da, Ovidiu, uite, dăm voie să spun că nici președintele Iohannis nu pare să aibă probleme medicale și totuși, cred că patologia îi e destul de aproape în ultimele luni și săptămâni. Eu, desigur, nefiind medic, nu pot să pun un diagnostic. Aș invita... O comisie medicală, știi? Ar fi necesară în aceste momente. Bine, hai să ne oprim aici. O să mai revenim, din păcate, la aceste personaje. Ca de fiecare dată, la finalul întâlnirilor noastre, spun că avem și cont de Patreon, unde cei care ne privesc ne pot susține pentru a achita din cheltuielile pe care le avem aici la studio, neachitându-le, urmând să fim desigur, dați afară. Da. Iar eu simt nevoia să pun ceva în plus la povestea asta. Noi ne-am tot luat angajamentul că vom face și o variantă audio a poveștii astea. Pot să spun că suntem în teste? Nu știu, e prea mult sau... Nu știu, iau-o pe tine pentru că eu am luat-o pe mine de la început, dar mai testăm, mai umblăm, mai... Sper să hai să ne lăudăm cu lucruri pe care le realizăm, cu pregătirea lor. Ideea e că urmează. Nu vreau să sune a la Câțu and Iohannis, nu? Facem, încercăm, măcar încercăm. O să iasă, nu știu când, poate săptămâna viitoare, poate peste două, dar de ieșit o facem și ne cerem scuze că a durat atât. Eu sunt de vină. Ovidiu, mai vreau eu să mai spun un lucru, pentru că ne ocupăm doar de evenimentele la zi, doar de personaje de astea de tipul Iohannis Câțu. Pentru cei care ne privesc, s-a lansat săptămâna trecută un proiect care se cheamă Jurnalul Decretului, un proiect jurnalistic. Lucrăm în cadrul lui, colaborăm și noi cei de la Zero.ro. Îi invit pe oameni să intre jurnalul decretului.ro. Vom publica în următoarele săptămâni și luni materiale, reportaje, investigații despre acest subiect extrem de larg din punctul nostru de vedere al întreruperilor de sarcină la cerere, de la ce ne-a venit, de la faptul că în octombrie anul ăsta se împlinesc 55 de ani de la octombrie 1966, când atunci Nicolae Ceaușescu a trecut decretul, celebru decret antiavort. Da. Bun. Hai să ne oprim aici. E foarte frumos ce face și e foarte bun. Mulțumesc. Ce am văzut până acum, așa, spălărie. O să te rog să dai, ca de fiecare dată, jingle-ul de final. Să dau pe jingle, da. Mulțumesc. Haide, cele bune, salut! Salut!